Vă salut din cetatea Ghindari, unde în acest weekend, împreună cu voluntari de pe mutat la țară, care ne-am adunat, cred că vreo 20 și ceva de oameni, am reușit să ducem căsuța mea din Saș de Pământ în foarte aproape de ceea ce ar trebui să rezulte. Aici se poate vedea se pot vedea pereții în stadiu în care au ajuns în momentul de față. Se poate vedea destul de ușor locul de unde s-a pornit. Aici sunt sacii care au reușit să se usuce înainte de la soare. Iar astea sunt nivelele care au fost ridicate de voluntarii care m-au ajutat în aceste zile. Toată casa este orientată în mod ciudat spre deal, dar orientarea a fost aleasă datorită punctelor cardinale. În spate este estul, încolo este vestul, iar toată casa este orientată spre sud. Aici este intrarea principală, care deocamdată este mai jos decât nivelul curții, terasei. Vom vedea cum o să o numim. Așa. Asta este camera de zi, care are cât mai multe ferestre, astfel încât se bucure cât mai tare de lumina zilei. Aici este o arcadă care va separa camera de zi de bucătărie și la care voluntarii noștri au reușit să clădească cea mai mare parte. Mai este doar foarte puțin ca să reușesc să termin arcada, și acolo sus au fost finalizate ultimele trei rânduri, cred că le-au pus băieții aseară, iar dincolo de asta ar trebui să fie nivelul de călcare, cam aici este nivelul la care va fi pardoseala. Dincolo de acest punct va fi, să spunem, zona intimă a casei, în care dreapta și stânga sunt două dormitoare, iar în față este o baie. Fiecare din aceste trei încăperi vor avea niște geamuri rotunde, la care am folosit ca și cofraj un cauciuc, care în clipa când va fi clădit cu saș de jur împrejurul lor, atunci va fi extras, iar rezultatul se poate vedea mai mult sau mai puțin acolo, și prin ferestruica aia se va putea vedea pajiștea care de care o să se bucure cel care va dormi în această cameră sau care dimineața va vrea să citească o carte. Mai este încă mult de muncă. Dar mai important decât cât de muncă mai este, este cât au reușit oamenii care au venit de la sute de kilometri distanță și care mi-au fost de mare ajutor și cărora le mulțumesc din inimă, pentru că nu au venit să își rupă spatele, nu au venit să se murdărească cu pământ, ci au venit pentru că ca și mine împărțim aceleași valori și ne dorim să locuim cu toții la țară. Vă mulțumesc foarte mult și apreciez ajutorul vostru.